Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a născut ca om, nu după legile firii obișnuite. El s-a născut depășind legile oarbe ale nașterii obișnuite a oamenilor și de aceea el a putut să fie fără de păcat și a putut să moară nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatele noastre. Altfel, crucea lui n-ar avea niciun rost. De aceea, în mod logic, refuzând nașterea lui din Fecioară, refuză și valoarea crucii. Noi vedem valoarea crucii în faptul că el nu e un om de rând care s-a născut în mod obișnuit după legile oarbe ale acestei existențe, ci el este Fiul lui Dumnezeu care și-a luat trup din Fecioara Maria. Ori, dacă ea este trupul din care și-a luat el trupul lui și pe care l-a transfigurat și pe care l-a înviat, el nu putea să lase trupul ei să putrezească, să se strice, să se corupă, așa cum sunt trupurile celorlalți oameni. Dacă el a înviat, el a voit să dea o dovadă că și noi vom învia, dar în mod special și în primul rând va învia ea. Noi vom învia la sfârșit, când toată rânduiala lumea acestea se va schimba, toate legile lumea acestea se vor schimba. Însă a voit să arate că nu numai el, ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, a înviat, ci că învie și cineva dintre oameni, un reprezentant al oamenilor, și anume aceea din care și-a luat el sângele lui, trupul lui, viața lui omenească. Da? E propriu ortodoxiei ca să nu prezinte Maica Domnului niciodată separată de Hristos, cum se întâmplă în Occident, cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legătură cu Iisus Hristos. De aceea ea este cea mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de fiul ei decât o maică? El se face fiul unui mame. Iubește o mamă omenească. Cum iubim noi pe mama noastră? Ascultă rugăciunile ei. Cum ascultăm noi rugăciunile mamei noastre? Ea palpită pentru tot ce palpită El. El a venit ca să ne iubească pe noi, să se răstignească pentru noi. Nu poate ca să nu ne iubească și ea pe noi. Nu poate să nu aibă și ea toate durerile pe care le are El pentru nenorocirile noastre. Nu poate să nu sară și ea în ajutorul ei, cum vine El în ajutorul nostru. Dar numai de la El este toată puterea ei. El este Mântuitorul. Ea este numai cea care din legătura cu El primește și ea putere să ne ajute în diferite cazuri, în diferite greutăți. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a